Adâncul subteranului din țara noastră ascunde numeroase comori ce merită a fi descoperite și aduse la cunoștința oamenilor. Este opinia participanților la săpăturile arheologice care s-au reunit de Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor Arheologice pentru a face un bilanț al cercetărilor și a trasa noi direcții de activitate. În 2017, în țara noastră, au fost organizate mai multe expediții arheologice, au lucrat mai multe echipe, iar informațiile obținute sunt deosebit de valoroase pentru știință. Anul trecut am eliberat de la Ministerul Culturii 26 de autorizații pentru cercetări arheologice, comparativ cu anul 2010 au fost 10. Au apărut noi prilejuri pentru desfășurarea unor cercetări. Anul trecut am demarat un proiect, tot cu colegii din Germania, de cercetare siturilor din epoca bronzului târziu din zona sudică, siturile de lângă localitățile Comrat, Taraclia. Sunt primele rezultate impresionante. Anul acesta vom continua aceste cercetări. La situl din Stolniceni-Edineț a fost descoperit un cuptor de ars oale vechi de peste 4.000 de ani. Impresionante au fost rezultatele sondajelor în grota de la Buzdujeni, în preajma satului Gordinești. Urmează o cercetare preventivă pe un traseu care va fi reconstruit și unde au fost identificate 10 movile. De ce este necesară cercetarea aceasta arheologică preventivă? Deoarece tehnica de buldo-excavare care urmează să lucreze pe acest traseu ar putea, într-un fel sau altul, să deterioreze integritatea acestor situri. Și respectiv, făcând cercetarea arheologică preventivă, aceste monumente arheologice sunt scoase din zona de risc. Diverse proiecte de investiție care nu sunt coordonate cu Agenția Națională Arheologică sunt în pericol de a afecta siturile arheologice și intervenim acolo unde se poate. La eveniment a fost lansată o broșură program cu rezumatul celor 30 de comunicări prezentate. Pe copertă vedem o raritate, un pahar descoperit într-un mormânt din secolul 4 după Hristos. Se găsesc analogii în Ucraina, în România, în nordul Europei, dar e prima descoperire de acest fel pe teritoriul Republicii Moldova. Respectiv este unic pentru Republica Moldova. Arheologii programează noi expediții arheologice care speră ei vor aduce noi rezultate importante pentru știință și exponate pentru muzee.